Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public Slatina a început amplasarea de stâlpi de delimitare în apropierea trecerilor de pietoni. Separatoarele au apărut pe strada Arcului, iar reprezentanții municipalității spun că vor urma și alte artere ale orașului. Acești bolași, stâlpișori din plastic, sunt amenajați întrucât era necesar făcut acest lucru, în special în apropierea trecerilor de pietoni, pentru a împiedica șoferii să parcheze pe aceste treceri sau imediata vecinătate. Ne-am gândit să începem cu zonele mai critice, respectiv strada Arcului, intersecție cu centura Basarabilor și la una din treceri, iar apoi să mergem și la amenajarea acestora pe intersecțiile dintre bretelele de înscriere pe anumite străzi. Bineînțeles că vom continua pe strada Primăverii, unde acolo avem foarte multe zone tipice, pe Libertății și acolo unde se mai impune. Angajații Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public au amplasat acești stâlpi de delimitare și pe strada Primăverii, una dintre cele mai aglomerate artere din municipiul Slatina. Strada Primăverii este una din cele mai circulate și aglomerate artere din municipiul Slatina. Șoferii obișnuiau să parcheze aproape de trecerea de pietoni, astfel încât incidentele să fie nelipsite. De aceea, municipalitatea a decis amplasarea acestor stâlpi de delimitare pentru a evita orice fel de accident rutier. În acest fel, un pieton angajat în traversarea străzii va putea fi observat de la o distanță mai mare, iar riscul unui accident va fi mult mai redus.